Oamenii au fost încântați că l-au putut atinge pe Dan Diaconescu la Fărcășești. Un susținător i-a dăruit flori. Trandafiri să-i înfrângeți pe deliști. Pe trandafirii care mai sunt corupți. Simpatizanții de la Urdar l-au așteptat pe liderul PPDD cu pâine și sare. În spirit de glumă, Dan Diaconescu l-a mulțumit doamnelor că-l urmăresc în fiecare noapte până la ore târzii, iar dimineața deschide televizorul tot pe televiziunea pe care o deține el. Le mulțumesc doamnelor că ele, înțeleg, sunt șefele, ele au telecomandă aici la dumneavoastră, ele vă țin sub papuc pe dumneavoastră bărbații, dar asta e foarte bine. Le mulțumesc cu alte cuvinte amantelor mele din localitate, cele cu care mă trec noapte, alte care nu le-am cunoscut până acum. Mă culc cu televizorul deschis pe OTV, mă scol cu el tot pe OTV. Așadar, sunteți amanta lui, cum a zis. Da, bineînțeles. Îl iubim din toată inima. Ascultați și vă treziți cu domnul Diaconescu? Da, da. Toată noaptea stăm la domnul Diaconescu. Ați auzit ce a zis? Da, da. Chiar îți vrem. Nu? Sunteți amanta? Nu? Da, chiar, chiar. Fondatorul Partidului Poporului Dan Diaconescu a fost însoțit în vizită de Florin Condurățeanu și candidatul PPDD la Consiliul Județean Gorj, Mihai Prunariu. Haideți, oameni buni, pe o cale care n-a mai fost bătătorită. Până acum toate căile oferite de partidele care s-au rotit și și-au dat o ștafetă otrăvită au dus din rău în mai rău. Este important ca fiecare dintre dumneavoastră, este important ca fiecare prieten al dumneavoastră, fiecare membru al familiei dumneavoastră să meargă la vot și să voteze schimbarea. Este important ca pe cele 4 buletine de vot, dumneavoastră să căutați, să-l votați pe Dan Diaconescu. La plecare, Diaconescu a promis motrenilor că o va găsi și pe Elodia, cu o condiție însă. Și dacă ei ne vor da flota înapoi, ne vor da pe mătușa Tamara la fiecare dintre noi să o moștenim și noi un pic, ne vor da și telefoanele, băncile și tot ceea ce am mai vândut, dacă ne dau toate lucrurile astea înapoi, sigur o să o găsim și pe Elodia pe undeva pe acolo, pe vreun vapor din flotă.